Autoritățile orașului Cernăuți vor scoate la licitație circa 200 de cavouri din cimitirul vechi din Cernăuți, în care își dorm somnul de veci personalități marcante ale Bucovinei, iar rămășițele pământești ale celor răposați vor fi reînhumate în alt loc. Informația a apărut în presa ucraineană și în rețelele de socializare, care a trezit un val de revoltă și nemulțumire în rândul bucovinenilor. Ori, cimitirul vechi din Cernăuți este un adevărat panteon al personalităților românești și nu numai din Ucraina. Nu putem admite ca decizia primăriei de a scoate la licitație 200 de morminte românești să fie aplicată. Trebuie să ne opunem cu orice preț. În primul rând, aceasta este un loc memorabil. Este o parte întreagă a cimitirului. Vreau să spun că capcanele politice care ni se întorc acum, ni se introduc în toate domeniile, limbă, școală, biserică și așa mai departe, sunt numeroase și trebuie să fim vigilenți. Trebuie să ne apărăm mormintele și locurile noastre memorabile. Eu cred că e anume o hotărâtă așa să facă ca să, pincetul să șteargă pe noi urmele noastre, că noi aici am fost, că aici noi suntem la noi acasă, noi aici ne-am născut, noi n-am venit de nicăieri. Noi aici ne-am născut, aici moșii, strămoșii noștri, și părinții aici s-au născut. Și de asta, cu părere de rău, nu se poate. Și ceva în lume nu a fost. N-am auzit așa ceva să fie undeva ca să poată vinde noastră asta, istoria noastră. Nu se poate. Ideea conducerii orașului Cernăuți, a consilierilor, deputaților orașului Cernăuți, de a vinde mormintele în cimitirul nostru al strămoșilor noștri, este o părere foarte greșită, care încalcă orice morală omenească și de bună conviețuire a ucrainienilor și românilor pe aceste meleaguri. Deci este și un mare păcat, pentru că aceste morminte nu pur și simplu sunt morminte, sunt niște lucrări care sunt monumente istorice, unor oameni de vază a neamului nostru român, și nu numai român, dar și ucraineni sunt. Din toate mormintele și criptele care sunt în acel cimitir, nu pot pricepe de ce oare au nimerit sub sancțiuni 200 de cripte din perioada interbelică. Nemulțumiți sunt nu doar românii din regiunea Cernăuți. După câte am auzit, nemulțumiți sunt și toți ceilalți de alte etnii. E un lucru inadmisibil, pentru că acolo sunt osemintele înaintașilor noștri care ar trebui comemorați, pomeniți, mormintele îngrijite, restaurate. Deci noi nu vom sta cu mâinile în sân, ne vom aduna probabil toate societățile actuale din regiunea Cernăuți, vom face un demers, vom protesta, desigur, pentru că noi suntem aici de peste 2000 de ani și nu cred că înaintașii noștri merită o așa atitudine. Comunitatea românească din Ucraina a transmis autorităților cernăuțene o adresare în care solicită să li se ofere lista cu cele 200 de cavouri care urmează să fie scoase la licitație. Deși cei de la primăria Cernăuți nu s-au grăbit încă să le dea un răspuns asociațiilor românești din Ucraina, viceprimarul orașului Cernăuți, Igor Crohmal, în cadrul unei conferințe de presă, a ținut să specifice. Producțion, взагалі, говорити ще досить дуже-дуже рано. В першу чергу треба, щоб ми визнали ці гробівці власністю громади. Це можна визнати виключно там за рішення. Să vorbim despre licitație e foarte devreme.
În primul rând, trebuie să descoperim aceste cavouri și să le trecem în proprietatea comunității, lucru care poate fi făcut doar prin deciziile instanțelor judiciare. În primul rând, trebuie să găsim aceste morminte, care parțial sunt deteriorate sau pe cale de ruinare, să nu dispară din cimitir. Acum se face inventarierea acestor morminte. Multe dintre cavouri au fost jefuite în perioada sovietică. Nu vrem să vindem aceste morminte, noi dorim să le păstrăm. În cazul în care apare un potențial proprietar, noi am vrea ca acesta să păstreze autenticitatea criptelor, dar este un obiect de discuție după ce cavourile vor intra în posesia comunității, a mai spus Igor Crohmale. În cimitirul vechi din bătrâna urbe cernăuțeană își dorm somnul de veci sute și mii de personalități nord-bucovinene. Scoaterea la licitație a 200 de cavouri din acest cimitir ar însemna ștergerea unei pagini din istoria neamului românesc din nordul Bucovinei. Cu câteva zile în urmă a apărut o informație în care unul dintre viceprimarii orașului Cernăuți au dat în cadrul unui interviu a menționat faptul că în acest cimitir avem mai multe cavouri și cripte fără plăcuțe, neidentificate, care urmează mai târziu să fie inventariate încă o dată, rămășițile trupești acelor persoane care se află în aceste cavouri să fie adunate într-un loc anumit, iar aceste cripte să fie scoase la licitație. Aceste cavouri să fie scoate la licitație pentru a fi vândute altor persoane. Lucru care creează așa o stare de reproș față de ce vor unii să facă în cimitirul din Cernăuți. S-a vorbit de peste 200 de cripte cu asemenea morminte. Vedeți și în spatele meu, vedeți câteva cripte care nu ne s-a mai păstrat nici crucea pe mormânt. Dar să sperăm că odată cu faptul că Ucraina speră să devină și este de fapt partea Uniunii a comunității europene, acest lucru să nu se întâmple și soarta acestor morminte să fie una altă decât cea care prevede scoaterea lor la licitație. Cu părere de rău, suntem martori la niște timpuri foarte grele în care s-a ajuns la o hotărâre ca mormintele la 200 de români, care, după cuvintele autorităților ucrainene, nu au fost identificate nici urmașii, nici stabilit care sunt oamenii acolo îngropați, o să fie pusă la licitație, la vânzare, pentru oamenii doritori care vor să-și aleagă un loc mai frumos sau și un mormânt mai deosebit, deoarece, în primul rând, este și un ansamblu arhitectural foarte deosebit și ne poartă istoria noastră și mă îngrozește acest fapt acum, mai ales când România și poporul român este susținător la toate ce se întâmplă acum, susține partea ucraineană, susține pe fiecare ucrainean, a primit cu mâinile calde ucrainenii care și-au găsit salvarea în România și în secolul 21 este un lucru inadmisibil acest fapt, iar autoritățile ucrainene argumentează deoarece nu se pot stabili care sunt urmașii și eu nu cred că nu se poate de făcut o expertiză cu specialiști în acest domeniu care să poată să stabilească care sunt acești oameni. Noi dacă nu ne putem păstra istoria, cine vom fi mai departe? Și totuși, cum a apărut această idee de a scoate la licitație cavourile din cimitirul vechi din Cernăuți, unde își dorm somnul de veci personalități marcante ale vieții culturale românești, scriitori, pictori, preoți, istorici, oameni politici și membri ai Academiei Române. Роки п'ять тому назад в державі виникло питання з нестачею місць для поховань, особливо на старих кладовищ занедбаних могил, і створена робоча група. Cu 5 ani în urmă, în țară s-a constatat o insuficiență de spațiu pentru înmormântări, îndeosebi la cimitirul vechi din Cernăuți, unde există morminte care nu sunt îngrejite. A fost creat un grup de lucru care studiază materialele ce țin de mormintele aflate în cimitirul vechi din Cernăuți, pentru ca unele din aceste cavouri să fie folosite pentru reînhumări. Desigur, oamenii care se ocupă de aceste probleme înțeleg că, din punct de vedere juridic, totul urmează să se desfășoare transparent, deschis, și pentru a întreprinde orice acțiune, trebuie mai întâi de toate să aibă loc o inventariere a cimitirului.
Până în prezent am reușit să inventariem peste 2000 de morminte. E vorba de morminte din perioada austriacă și cea românească în mare parte. Desigur, în timpul inventarierii a avut loc o cercetare vizuală a mormintelor, fiind examinată starea tehnică a cavourilor. Acestea fiind repartizate pe câteva categorii, adică numărul total al cavourilor care dețin toate datele necesare, apoi categoria acelor cavouri unde sunt cunoscute numele celor înhumați sau numele rudelor cărora le aparțin aceste cavouri și o altă categorie unde nu se cunoaște absolut nimica despre unele morminte, cine sunt înmormântați sau cui aparțin criptele respective. Aici trebuie să înțelegem că după schimbarea regimului, după primul război mondial, Austro-Ungaria, România, foarte mulți nemți au plecat și au lăsat aceste cavouri fără ca cineva să aibă grijă de ele. După cel de-al doilea război mondial a avut loc o situație similară și de aceea noi înțelegem că urmașii locuiesc peste hotare și nu vin atât de des pentru a vizita aceste morminte și a le îngriji. Foarte multe morminte sunt neidentificate, care se află într-o stare avariată, afirmă Angela Nicolaeva, directorul rezervației istorice și culturale, cimitirul de pe strada Zelena. Despre scoaterea la licitația cavourilor din cimitirul vechi din orașul Cernăuți, unde se regăsește o parte din istoria românească a Bucovinei, s-a vorbit zilele trecute și în Parlamentul României, afirmă parlamentarul român Dumitru Viorel Focșa. În ziua de luni am avut și interpelare pronunțată în cadrul Parlamentului României, imediat a doua zi, la aflarea veștii că cimitirul Horencea din Cernăuți va fi partea română, sectorul care este vandalizat va fi scos la licitație. Fac un apel către autoritățile ucrainiene să nu permită așa ceva. Nu s-a auzit, cred că nicăieri în istoria omenirii moderne, ca să licitezi un cimitir. Nu e o pășune, nu e o pădure, acolo sunt osemintele și strămoșii unei culturi românești din Bucovina de Nord, care este de atâtea sute de ani, chiar mii de ani, 2000 de ani, nu greșesc dacă spun, de când suntem aici. Acum, dacă românii din aceste teritorii trăiesc în bună pace și și-au dat jertfa în acest război pe bună dreptate, au mers să apere Ucraina și sunt credincioși Ucrainei. Întrebarea mea este, ca deputat în Parlamentul României, care este motivul, care este temerea ca noi să nu avem o bună conviețuire împreună cu frații ucrainieni? Vândem la pace, vândem la înțelepciune, pentru că pe toate putem să le facem împreună dacă există respectul. Consulul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, a avut săptămâna trecută o întrevedere cu primarul de Cernăuți, Roman Cliciuc, și cu viceprimarul orașului, Igor Crohmal, pentru a lămuri și a găsi soluții în vederea identificării criptelor care au suferit o degradare avansată. Autoritățile cernăuțene, în timpul întâlnirii, au promis diplomatul român că vor fi identificate în viitor soluții în comun. Amintim că cimitirul vechi de pe strada Zelena din Cernăuți este unul dintre cele mai mari și mai importante cimitire din Ucraina și are o istorie bogată și variată. Cimitirul are peste 150 de ani și este împărțit în două necropole, creștină și evreiască. Pe partea creștină se află peste 1500 de cavouri și monumente funerare ce au o arhitectură deosebită.